Așa arată conceptul de aerna 4 într-1 în magazie, în partea superioară, ca ideea de a salva mai multe regine, de a ierna mai multe regine. Bună ziua, sunt Ionel. Am vrut neapărat să văd cum s-a structurat aici. Nu știu aici dacă se vede bine. Deci asta nu-mi permite o focalizare mai atentă. Asta este. Două au fost populate, urmează încă două să fie populate. Da? V-am spus că sunt acoperite cu folie. Da? Nu are importanță prea mare. Trebuie să pun de unul singur folie. Astăzi avem o temperatură frumoasă. Este duminică. Eram nerăbdător să văd cum s-a așezat conceptul. Ceva de genul ăsta este. Așa, acum o să pun camera aici pe suport. Foarte bine, dacă n-am trepied. Așa. Am vărsat apă pe mine. Cutie care n-a avut capac. Da, nu știu cât de bine se vede. Așa, să încercăm. Așa îi scoace tu aici. Deja s-a propulizat partea inferioară. Așa. Deci ar venit să fac treaba bine. Super. Ce să facem aici? Uităm care e situația aici. Așa. Asta a curățat-o de mine. Asta e frumos. Răstrâns mai mult. Așa arată. După cum percep eu volumul de albine, de aici dispar două rame. Asta rămâne clar pe 6 rame. Și trebuie să-l centrez cumva spre centru. La tare va trebui să operasez în el. În partea inferioară, vespile caută să pătrundă pe sub plasă. Așa, albinițele sunt și jos. Asta au avut zbor. Da, v-am spus, pune magazia deasupra, compartimentată 2 sau 4, dar musa e să fie pusă pe o familie care e mai puternică. Da. Asta este un roi, așa, făcut în data de 8
6-a. E o Regina 73. Da. 8-a, 6-a. Nu, e luna 8-a, deci 6 august 2016, 8-a, 6-a. Deci 6 august e făcută. Da, au reușit să asigure undeva lânger 6 rame de albine. Auzeam și vorbeam cu colegi care se preocupau de faptul că muri mult albina. După ori tratamente nefăcute la timp, ori făcute inadecvat și varul a produs daune. Ei, cam asta este aici. La fel, pe același concept, partea inferioară, spațiu gol, pentru un beci adânc. Așa eu folosesc o magazie. Cuibul centrat pe centru, o să vină o diafragmă și pe o parte și pe alta. Iar deasupra magazia, fie că e împărțită în două, fie că e împărțită în patru. Am lăsat anume aici să vadă și partea că fiecare compartiment are cele 5 găuri, centrate cumva în formă de cruce, să zic așa, încât să preia căldura de la familia de bază. Speram să, cândva spuneam că speram ca acest concept să-mi aparțină, să fie original, nu mi-aparține. Am descoperit mai târziu, după ce deja îl gândisem, că și Mike Palmer are astfel de concepte, să erneze roiuri în, sau roiuri deasupra familiilor. Așa, și chiar de multe ori spunea că datorită trichimaițului sau semei, în contextul de Canada, familiile de bază erau terminate și cele două roiuri deasupra au supraviețuit. Cam asta este că vis-a-vis de prezentarea care mi-am propus să o fac astăzi. Vă salut cu prietenie de la Berindei, de la Apisines, Ionel.